Bună seara! Salut! Bună seara! Te cunosc de undeva? De la X-Factor, probabil. Da, de acolo te știu. Băi, omule, așa, cum te cheamă? Stai așa, că zic imediat. Cristi Giambașu mă numesc. Așa, mă, Cristi Giambașu. Nu, nu o să te poți uita, să știi. De seama, te-ai dus la concursul ăla de cântat și mi-a arătat o figură de dans pe care eu am luat-o și am băgat a doua zi într-o coreografie, știi, nu? Nu, nu știam, să zic. Sunt cunoscut pe stradă ca Aloron Dance. Iar de acum încolo vreau să fiu cunoscut și în calitate de Aloron Dansator. Cine ți-a recomandat că ar trebui să vii la acest show? Domnul Dan Bihman. M-a văzut și atunci când a fost în juriu și m-a recomandat. Cristian, nici nu știu ce să spun. M-ai lăsat fără grai. Pe serios? Ting, 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 pom, pim, pam. Asta e mișcarea care te va consacra. Ai altă mișcare sau vii tu? Am și alte mișcări. Asta vreau. Deci dacă aia pe mine m-a... Știi mișcarea? Nu. Nu te cred. O să vedeți acum. Hai că o să vedeți acum chiar făcută de cel care a inventat-o. Opa, Gangnam Style. Hello. X-Factor și spune-i domnului Dan Bihman că eu te-am trimis. Te rog, domnule, de tot. În dispozitiv și merg mai departe. Asta vreau. Și oricum, toate steluțile se potrivesc cu ghetilii. Vă mulțumim pentru prestații și ne vedem la X-Factor. Mulțumim! Cercetatea nu m-a schimbat pe plan major, sunt aceeași persoană, aceleași Cristi Giambașu. Am, în schimb, mai multe admiratoare. Apropo, pot fi găsit pe internet, pot fi găsit pe YouTube, așa că dacă vreți să mă găsiți și pe Facebook, vă mulțumesc din tot sufletul.